Românii îl sărbătoresc în prima zi din an pe Sfântul Păzitor de Duhurile rele Sfântul Vasile. Un număr mare de practici magice și ritualuri se săvârșesc în această zi, ce marchează începutul nu doar al unui an nou, dar și în mod simbolic al unui nou ciclu de viață. Sfântul Vasile, perceput de unii drept primul petrecăreț, numele lui fiind considerat de alții drept numele de botez al lui Iisus Hristos, este apărătorul creștinilor, păzitor de duhurile rele. Astfel, prima zi a anului a ajuns să fie considerată un moment propice pentru desfășurarea practicilor magice. Pe 1 ianuarie, fetele nemăritate împletesc crenguțe de măr pe care atârnă busuioc, o batistă, o pară argintată, un șir de mărgele și un inel. Apoi ascund aceste crenguțe afară. În tradiția populară se spune că dacă a doua zi găsesc aceste împletituri acoperite cu brumă, se vor mărita cu un om bogat. În caz contrar, se vor căsători cu un om sărac. Tot de Sfântul Vasile, fetele nemăritate se duc în graș sau în cocină, lovesc vaca sau porcul cu piciorul și spun anul acesta sau anul viitor. Dacă porcul guiță ori vaca se mișcă de la prima strigare, fata se va mărita în următoarele luni. În cazul în care se mișcă la vruna din următoarele strigări, domnișoara se va căsători peste unul sau peste doi ani. Prima persoană care trebuie să țintre -ți în casă în ziua de Sfântul Vasile cel Mare trebuie să fie un bărbat. Bătrânii spun că anul îți va fi bogat sau sărac în funcție de situația materială a acestui musafir. În ziua de Sfântul Vasile e bine să vergi vin pe masă, să spagi un pahar alb, să răstorni cutia cu chibrituri sau să dai de pomană unui om sărac, ca să ai noroc tot anul. Același lucru e valabil și dacă îți țiuie urechea stângă. Dacă în această zi, după ce te speli pe față, te ștergi cu un prosop în care pui un ban de aur sau de argint, vei fi curat și sănătos în tot anul. Totodată, dacă dormi de Sfântul Vasile, riști să fi lenești tot anul. Totodată, în ziua de anul nou, trebuie să se arunce prin casă spice de grâu, iar seara acestea să fie strânse, pentru a fi din nou aruncate prin cămin în ziua de Sfântul Ioan. După aceea se face un mănânc din spice și se pun la păstrare, fiind benefice pentru durerile de cap. În ziua de anul nou, copiii umblă cu sorcova din casă în casă, în special pe la cunoscuți, pentru a aduce oamenilor sorcoviți viață lungă, sănătate și prosperitate. Sorcova era confecționată la început din una sau mai multe rămurele de pom fructiferi, măr, păr, vișin, prun sau de trandafir, tăiate și puse în apă la și înflorit în ziua de Sfântul Andrei, 30 noiembrie, sau de moș Nicolae 6 decembrie. După terminarea colindatului, sorcova se păstrează peste an ca un lucru sfânt, agățată de peretele de la răsărit al casei, la icoană sau în alt loc curat al gospodăriei.